This is the best you have? Yeah, the other ones are tablets if you want. Tablets. And what do you recommend? This is good, all in one. Yeah, it's just I have a very bad flu, so I want to get rid of it as fast as I can. This one too. Alright, then I'll take it. You convince me. 485, alright. I'll give you a 10. Just give me 5 back. Yeah, that's it. Yeah, definitely. No problem. Thank you. No problem. Thanks. Have a good one. Bye bye. Salutare, prieteni. Am mers cu vizorul deschis și m-a prins răceala. Da. Păi, erați ceva care spuneați că sunteți din Constanța. Mă duc acasă mâine. Poate ne vedem prin Constanța. Acum m-am dus să-mi cumpăr ceva de îmbrăcat. Am auzit că e frig acolo. Și aici e frig, dar și că acolo e și mai frig. Și da, ieri am ieșit cu Rusu. Pentru cei care îl cunoașteți, pentru cei care nu-l cunoașteți, e și el un motovlogger român. Am aflat de el de curând, tot așa, de la un abonat care m-a zăpăcit să-l scot la o plimbare și să facem un vlog împreună. Și am ieșit ieri. Nu prea am făcut noi cine știe ce vlog, dar dar a fost ok. Mamă, ce răcit sunt să mă răgi pilon. Sărăcit, răcit. Nu mi-a curs niciodată nasul în halul ăsta 2 zile la rând. Îi dau mai lejer așa că nu vreau să răcesc de tot. Și da, deci mă pregătesc acum să mă duc acasă. La ora 2 trebuie să fiu, la 2 dimineața acum, astăzi, trebuie să fiu la gara în centru. Și de acolo să iau autobuzul. Mă las undeva pe la 3:30 în aeroport. Pe la 4:30, 4:45 sau 5:45 am avionul. Deci practic o să cam fragmenta. Și fundule-ți avea baby. Da. Majoritatea pieselor sunt pe drum pentru motor. Sper să-i fac un look super ok. Da, îmi pare foarte rău că am făcut promovarea lui Vegan Biker. Și dacă te uiți, mane, da, chiar îmi pare rău. Că văd că ești cam de simți rău de tot. A fost un pic de săritură. Așa, prieten, da. Și deci da. Dacă n-a zis nimic, nu știu dacă se plătește astăzi. Se plătește, nu se plătește, nu e vina mea că nu mi-a zis nimica. Dacă nu-mi trebuie asta. Da, să vedem ce zice. Is there any event day? Tomorrow, so it's alright if I park today. Yeah. Tomorrow will I need to pay for the bike? Tomorrow. Yeah. Tomorrow, I need to park here and go downstairs. You need to tell them that you have a motorbike. Yeah. All right. Okay. Okay, man. Cheers. Have a good one. Câteodată când este eveniment, când e meci sau un concert ceva aici, mai plătești și la motociclete. Dar au zile, normal. Din câte știu eu, nu trebuie să plătești la motocicletă, dar pentru că ăștia sunt noi aici, aplic aceleași reguli și la motociclete, știi?
Adică când te duci jos, zice, băi, trebuie să plătești atâta, dar de fapt ei nu știu că pentru motociclete e gratis. Pentru că ăsta e singurul loc de motociclete și nu se ia niciun parking ticket. Și așa. Și acum să vedem ce găsesc de îmbrăcat. Dacă nu găsesc aici, trebuie să merg în altă parte. Și tot așa. Așa. Hai să... N-am terminat discuția despre vegan. Da, vegan. O să-ți fac un... pentru tine un video. Probabil o să fiu primul motovlogger care face un o antipromovare. Contrapromovare pentru tine. Ai, ai, ai. Ce înseamnă? Așa, hai, hai că bine. Da, prieteni, și cam cam asta e. Așa, hai să mă duc mâine acasă în Constanța, dacă nu s-a înțeles de la prima dată. Și dacă sunteți pe acolo, pe la lac, sau poate mai merg băieții cu mașinile, puteți să-mi dați un țâr care aveți numărul meu, care nu lăsați un coment pe YouTube, că eu oricum o să le verific. Și ne vedem prin zonă. Mergem să beam ceva. Și domnișoarele care vor să mă vadă la fel. Deci nu pot să cred că mi-am pierdut timpul făcând vlogul ăsta scurt, vorbind despre vegan. M-ar trebui să dau doi bani pe el.